știu eu, de când am fost prunc, că au fost acolo ungurii pe vremea aceea, Austro-Ungaria o stăpânit acolo cășaia. Ce vreau să spun? Acolo au fost fereze, gatere, de-o tăia lemne pe vreme să ungurii la căsoaie. Au fost. Și apoi de când au luat ființă căsoaia asta, nu știu, numai în tot cazul de la înainte de război, după război, imediat după primul război mondial, atunci s-a format, atunci au făcut căsoaia aici, că până acle au fost ungurii, Austro-Ungari au stăpânit. Caba, nu știu, care o stăpânit și aici, au avut varniță aici și au scos pământ alb și galben și... Acela au fost primari aici, Caba, pe vremea aceea Austro-Ungaria. Și căsoaia, atunci după război, imediat, nu n-aș putea să spun că cine a fost patronul, în tot cazul, după chiar atunci, momentan, după război, cât ori fost unguri aici, s-or cam retras de aici, de pe aici. S-or cam retras de pe aici ungurii și au fost bătrâni și au murit. Și au avut și ștrec, și tren forestier. Da, au fost drum forestier, pe mari, au venit de la Râneag până la Morminți. Și de la Morminți, de la zicăta Râneag, au mers pe marginea satului până la Socea. Și pe marginea satului au venit până aici la marginea satului iară. Și sus pe deal, de la Băltoi, acolo pe dealul acela, pe acolo au fost până la Boșu. Și de la Boșu au tăiat ogrezele acelea, care acum au fost alun, ungul au fost, a domniei. Au tăiat ogrezele acelea și au ieșit la Morminți aici și de acelea s-au dus până la Marna Măderatului și au buit pe Marna Măderatului până la colțul din Clo a Măderatului. Și de acolo au trecut pe lângă, au trecut valea și au trecut la Pâncota, au mers la Pâncota. În 1926 s-au stricat ștrecul și ăla, în 1926, când m-am născut eu. Și de la căsoaie a plecat și de acolo, cu linie ferată? Da, până la căsoaie. Și de-acle ori tras lemnile până acolo. Acolo a fost depozit de lemne, depozitul de lemne. Și de-acle s-au încărcat căruțele, că a fost ștrec mic, linie mică. Da, cu ecartament îngust. Îngustă. Linie îngustă. Hmm.